Bună ziua, bine v-am găsit la DC Media. În cadrul campaniei noastre de siguranță rutieră în România, îl avem astăzi invitat pe comisarul șef Bogdan Oproiu. Bună ziua, domnule Oproiu. Bună ziua și mulțumim pentru invitație. Domnule Oproiu, România este din păcate în continuare ultima la numărul de accidente rutiere mortale în Uniunea Europeană. Cum stăm anul ăsta? Câte accidente s-au petrecut în 2023? Într-adevăr, așa este, aș porni discuția noastră de la situația înregistrată chiar anul trecut, unde pentru încă un an România s-a situat pe primul loc din punct de vedere al mortalității la nivelul țărilor membre UE, astfel înregistrând un indice de 86 de persoane decedate la 1 milion, față de media țărilor de 46. Uitându-ne puțin mai în spate, 4-5 ani, 2017-2018, putem spune că siguranța rutieră în România a crescut, pentru că în acea perioadă înregistram chiar și 98 de persoane decedate. Astfel că, pentru a menține acest trend, România și-a asumat ținta ca la sfârșitul decadei 2021-2030 să reducă mortalitatea din accidente rutiere și vătămările corporale grave cu 50%. Revenind la 2023, la primele 9 luni, acest trend descendent îl păstrăm, astfel că înregistrăm o scădere cu 4% a numărului accidentelor grave, cu 8% a persoanelor decedate și cu 3% a numărului persoanelor rănite grav. Am înțeles. Legat de sectoarele de drum, sunt unele mai expuse, altele mai puțin expuse la accidente rutiere, la producerea de accidente rutiere? Într-adevăr, și sectoarele de drum au specificul lor, dacă este să ne referim la drumurile naționale. Cel mai afectat din punct de vedere al siguranței rutiere este DN2, unde în primele 9 luni am înregistrat 80 de accidente rutiere grave soldate cu decesul la 61 de persoane și 50 de persoane vătămate corporal grav. El este urmat de DN1, DN6 și DN7. Într-adevăr, ele sunt și cele mai lungi tronsoane de drum național, fapt pentru care și specificul este oarecum aparte de celelalte artere, dar în mod constant desfășurăm activități preventive pe aceste sectoare pentru a reduce riscul rutier. Am înțeles. Deci DN2, din păcate, rămâne drumul morții, cum mi se spune. DN2 rămâne în fruntea clasamentului, dacă putem spune așa. Am înțeles. Domnule Oproiu, recent poliția a publicat pe rețelele de socializare un clip video cu un șofer amendat pentru condus defensiv. O să rog regia să ne ajute cu acel clip video. Voiam să avem aici, se întâmplă pe autostradă, vedem acele clasice flash-uri din spate și împinsul de la spate al mașinii. Ce se întâmplă? Cum reușește poliția rutieră să-i țină totuși în frâu pe acest șofer? Pentru că cazul de față nu e unul singular. Într-adevăr, vorbim de o formă de agresivitate în trafic. Avem modificările legislative care acum ne permit sancționarea acestor abateri, acest împins de la spate, cum îi spunem popular vorbind, schimbarea rapidă a luminilor, claxonatul excesiv, schimbarea de pe o bandă pe alta în intenția de a depăși și de a crea probleme în trafic. Într-adevăr, ele sunt considerate în gama condusului agresiv, fapt pentru care se reține permisul pentru o perioadă de 30 de zile. Într-adevăr, poliția rutieră folosește și imaginile primite de la ceilalți participanți la trafic, dar de asemenea aceste cazuri sunt constatate și în mod direct de către polițistul rutier prin observarea lui directă în trafic. Am înțeles. Spuneți că poliția se folosește și de imaginile primite de la participanții la trafic. Chiar există în perioada aceasta o dezbatere în spațiu public legat de folosirea imaginilor de pe camerele auto. Poliția română ar fi de acord cu asta, să primească imagini, și cum s-ar limita poate informațiile false aici? Pentru că ar putea exista și riscul ăsta. Am auzit de destule ori faptul că unii șoferi s-ar putea răzbuna pe alții și ar putea prelucra imagini, să zicem. La acest moment, constatarea abaterilor la regimul rutier
se face în mod direct de către polițistul rutier prin propriile simțuri sau prin tehnica aflată în dotare. Și aici ne referim în special pentru depistarea celor care rulează cu viteză, avem dispozitivele radar, și pentru cei care consumă alcool sau substanțe psihoactive, avem dispozitivele similare pentru depistarea lor. Revenind la înregistrările pe care le putem primi de la ceilalți participant la trafic, sunt situații în care, pentru a stabili o situație de fapt, putem lua în considerare și aceste probe, aceste înregistrări, dar coroborat și cu alte probe la îndemâna poliției. Am înțeles. Bun. O altă problemă în 2023 pare că începe să fie prezența pe șosea a șoferilor sub influența substanțelor psihoactive și a șoferilor fără permis de conducere. Pare că aceste două categorii au depășit cumva pe cei care consumau doar alcool la volan. Cum arată statisticile din punctul ăsta de vedere? Aș începe acest subiect mai întâi cu campania pe care o desfășurăm în această perioadă, campania pe care Ministerul Afacerilor Interne o are în derulare. Vorbim despre legea Anastasia, care a adus unele modificări asupra codului penal, prin aceea că acei conducători auto care sunt depistați sub influența alcoolului, a substanțelor psihoactive sau care nu posedă permis de conducere și produc un accident de circulație în urma căruia victima a decedat, ei vor fi condamnați la închisoare fără a exista posibilitatea suspendării acestei pedepse. Deci a fost necesară modificarea legislației având în vedere creșterea situațiilor în care conducătorii auto au fost depistați sub influența substanțelor psihoactive. Da. Apropo de închisoare cu executare, am auzit după intrarea în vigoare a acestei legi faptul că ea se aplică de la 1 ianuarie 2024, ca și cum șoferii până atunci ar putea să stea totuși liniștiți că poate mai scapă cu suspendare. E real? Se aplică de acum sau de la 1 ianuarie 2024? Ea se aplică, deci conducătorii auto în primul rând trebuie să respecte legislația, nu trebuie să ia în considerare că nu li se va întâmpla nimic. Legislația se aplică, deci nu, în primul rând nu trebuie să conducem sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Am înțeles. Cum arată statisticile? Raportându-ne tot la perioada de 9 luni, pentru depistarea conducătorilor care au condus sub influența alcoolului și a drogurilor au fost desfășurate acțiuni, astfel că au fost depistați peste 13.000 de conducători auto aflați sub influența alcoolului, dar la nivel contravențional vorbim despre valori de până în 0,40 mg per litru alcool pulmonar aer expirat și de asemenea tot pentru alcool au fost depistați 3.426 de conducători auto cărora li s-au întocmit dosare penale. Din punct de vedere al consumului de substanțe psihoactive, în cele 9 luni au fost depistați 2.749 de conducători auto aflați sub efectul acestor substanțe. De asemenea, în aceeași perioadă au mai fost depistați 3.607 conducători auto care nu posedau permis de conducere pentru nicio categorie. Am înțeles. Apropo de lipsa permisului de conducere, observ că e o mare campanie în mediul online de permise de conducere false și obținute cât se poate de repede și cât se poate de ieftin. Poliția română presupun că e la curent cu lucrurile astea. Suntem la curent cu aceste aspecte negative. Structurile specializate în astfel de situații documentează activitatea. O mare atenție trebuie acordată și de către cei care își doresc să obțină acest permis de conducere, pentru că știm foarte bine, permisul de conducere se obține printr-un examen, printr-o testare, printr-un examen practic, deci nici de cum prin a fi cumpărat de pe internet sau alte modalități mult mai facile. Ca să înțeleagă și șoferii, în momentul în care ești oprit de polițist în trafic și ți se cer documentele, cum anume își poate da seama un polițist că permisul tău de conducere este fals sau este real? Ca să înțeleagă lumea că nu e suficient doar să-l arăți și să consideră polițistul că gata, ok. Într-adevăr, sunt situații în care conducătorii auto își uită documentele acasă, da? Nu este nicio problemă. Polițistul rutier sau polițistul în general are la îndemână bazele de date specifice poliției. Prin verificarea datelor personale se poate afla foarte ușor dacă acel conducător auto
posedă permis de conducere, dacă are probleme legate de starea juridică a acestuia sau dacă nu deține permis de conducere. Deci este foarte ușor de verificat în trafic, indiferent de momentul zilei. Și verificarea se face întotdeauna chiar dacă ai sau nu actele la tine, nu? Chiar dacă conducătorul auto prezintă documentele, polițistul rutier verifică starea permisului de conducere, pentru că se poate afla într-o stare de suspendat sau reținut. Conducătorul auto nu l-a predat organului de poliție, crezând că dacă îl prezintă fizic, nu se va întâmpla nimic. Am înțeles. Bun, și tot apropo de polițiști care opresc șoferi în trafic, în ultimii ani tot auzeam sintagma asta că ai ordin de serviciu să fii aici. Mai sunt întrebați agenții lucrul ăsta? Ocazional, și noi am crezut că nu vom mai discuta despre acest subiect, dar mai sunt situații sporadice în care participanții la trafic încearcă să solicite polițistului ordinul de serviciu. Ordinul de serviciu este un document care se întocmește și care se eliberează pentru alte situații specifice muncii de poliție. Cel mai ușor exemplu, ca să înțelegeți noastră și telespectatorii, este o deplasare a unui polițist dintr-un județ în altul. Sau, cum bine știm, pe perioada sezonului estival, sunt detașați din țară, de la structurile de poliție rutieră pe litoral, în județul Constanța, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, pentru diferite activități de fluidizare și îndrumare a traficului rutier. Pentru acea deplasare a polițistului, pe lângă alte documente specifice, se eliberează și ordinul de serviciu pentru a ajunge în zona respectivă. Revin, ordinul de serviciu nu este pentru o activitate curentă a polițistului, nu este necesară pentru ca polițistul să acționeze într-o zonă cu risc rutier. Polițistul rutier sau polițiștii rutieri, echipajele de poliție sunt repartizate în traseu, în teren, în baza unei planificări care este întocmită și aprobată de șefii ierarhici, planificare care, la care se ține cont de situația operativă, de zonele cu risc și de specificul zonei respective. Deci ordinul de serviciu nu este necesar pentru a acționa polițistul rutier într-o anumită zonă. Am înțeles. La fel, dacă îmi permiteți continuarea subiectului, la fel cum polițistul rutier nu este obligat să prezinte, de exemplu, verificarea metrologică a aparatului radar. Sunt documente interne, documente care sunt puse la dispoziția instanței de judecată în cazul în care contravenientul depune plângere contravențională. Am înțeles. Deci, practic, dacă eu sunt surprins de aparatul radar și consider că nu aveam viteza respectivă, trebuie doar în instanță pot să demonstrez lucrul ăsta. Exact. Aveți la îndemână această variantă de a depune plângere contravențională, iar în procesul respectiv, poliția va prezenta toate documentele solicitate de instanță, inclusiv planificarea, inclusiv verificarea metrologică sau alte documente pe care instanța le consideră necesare în cauza respectivă. Am înțeles. Tot pe subiect am văzut multe amenzi anulate în instanță pentru că procesul verbal a fost completat incorrect sau incomplet de către agentul constatator. Se lucrează la remedierea acestor situații, adică se fac cursuri pentru completarea proceselor verbale ca astfel de situații să nu fie frecvente? Sunt situații sporadice, știm bine, cine nu muncește nu greșește. Sunt situații în care polițistul poate este supus la un stres suplimentar în acel moment, omite anumite aspecte care pot duce la anularea procesului de verbal, dar ele sunt la un nivel foarte redus, nivel care nu afectează activitatea specifică. Dar, repet, contravenientul își analizează variantele lui și în funcție de asta poate sau nu depune plângere contravențională. Am înțeles. Radarele poliției inscripționate sau neinscripționate? Conform legislației, poliția utilizează autospeciale atât inscripționate cu semnele poliției române, cât și neinscripționate. Legea trebuie respectată și atunci când observăm un radar inscripționat, dar și pe tot parcursul deplasării noastre. Deci existența unui radar într-un echipaj neinscripționat este perfect legală, ceea ce duce la respectarea normelor rutiere, într-un final.
Am înțeles. Se vorbea la un moment dat în capitală, e drept, dar probabil că și la nivelul țării ar putea fi implementat un astfel de proiect, despre camere de supraveghere video, mai ales la zonele cu trecere de pietoni sau la zone considerate un pic mai periculoase, pentru identificarea șoferilor care încalcă regulile de circulație. După ce a apărut în spațiu public acest subiect, s-a ridicat problema protecției datelor personale și a faptului că acea cameră nu înregistrează doar numărul de înmatriculare, ci și fața șoferului respectiv. În alte țări asta nu este o problemă, pentru că în momentul în care treci pe lângă o cameră de viteză, ea face fotografie atât mașinii cât și șoferului, la o calitate destul de bună. Se mai discută despre acest lucru? Se mai poate implementa în România un astfel de proiect? Se discută, numai că nu sunt reglementate toate aspectele, inclusiv cel legat de protecția datelor cu caracter personal. După cum spuneam și mai devreme, în acest moment constatarea unor abateri se face în mod direct de către polițistul rutier. Deci este un subiect în dinamică, așteptăm și noi toate detaliile. Am înțeles. Dar la producerea accidentelor, indisciplina pietonilor mai este un factor important sau a fost surclasat din nou de viteză? Nu, indisciplina pietonului în continuare este principala cauză de producere a accidentelor rutiere grave în România. Ele reprezintă 17% din accidentele rutiere grave. Indisciplina pietonală este urmată de viteză, sub cele două forme, neadaptată condițiilor meteorutiere, dar și a vitezei excesive, cu 16%. Pe locul 3, dacă putem spune așa, întâlnim indisciplina conducătorilor de biciclete, cu 14%, dar care în această perioadă sau în sezonul rece ușor o să scadă aceste evenimente, pentru că bicicleta nu va mai fi folosită ca și pe perioada sezonului cald. Iar pe locurile 4 și 5, cu 8%, ambele cazuri, ambele situații, întâlnim neacordarea priorității de trecere vehiculelor și neacordarea priorității de trecere pietonilor. Am înțeles. La neacordarea priorității de trecere, mai ales în traficul din capitală, unde dimineața, după amiaza, valorile de trafic sunt extraordinar de crescute, mai apar acele mici, trecerea la mica înțelegere, să-i spunem așa, dar care uneori se soldează și cu accidente ușoare, e drept că la viteză mică nu prea poți să faci un accident grav. Acolo cine e vinovat sau ce se consideră a fi vinovat? Într-adevăr, și pe lângă ce a spus noastră, dacă este, mai completăm acest tablou și cu o ploaie, da, ca cea de ieri, zonele și situațiile de conflict se amplifică. Dacă este să o luăm ad literam, în zona pe trecerea de pietoni, mai ales dacă s-a angajat în traversare și pe culoarea verde a semaforului, pietonul are prioritate, fapt pentru care conducătorul auto trebuie să fie foarte atent și să acorde prioritate celor angajați pe sensul lui de deplasare. Fapt pentru care în astfel de situații, de exemplu, recomandăm, când avem posibilitatea, verificarea și utilizarea sistemului de climatizare, care este, joacă un rol foarte important pentru câmpul vizual, pentru a putea avea o vedere mult mai bună asupra traficului. Dar raportându-ne la situația noastră, dacă un accident se produce pe trecerea pentru pietoni și în special pe culoarea verde a pietonului, conducătorul auto este vinovat de producere pentru neacordare prioritate pietoni. Aș vrea să facem o clarificare aici la sensul de mers al șoferului, să vorbim și de prezența scoarului, pentru că mulți înțeleg că dacă e o șosea cu două benzi, una dus, una întors, și pietonul e pe sensul celălalt, el consideră că are prioritate, ceea ce nu e așa, decât dacă are scoar. Este vorba despre sensul de deplasare, benzile sau banda pe care circulă autovehiculul până la axul drumului. Dacă pietonul se află pe scoar, el se află în afara sensului de deplasare. Da. Ok. Știam că se modificase legea legată de trecerea de pietoni, astfel încât șoferul este obligat să reducă și să oprească dacă pietonul manifestă intenția de a traversa, dacă se află pe trotuar și manifestă intenție, fără neapărat să pună piciorul pe trecerea de pietoni. Așa este? Cum se analizează situațiile astea? Nu, legislația prevede sau face referire în cazul pietonilor aflați sau angajați în traversare, nu care își manifestă intenția. Deci, pur și simplu, pietonul trebuie să calce pe trecerea pentru pietoni ca să
conferă obligativitate conducătorului auto. Am înțeles. Deci, practic, dacă este lângă trecerea de pietoni... Nu. Nu se acordă prioritate. El trebuie să sporească atenția, bineînțeles, că poate fi surprins totuși de o traversare în fuga pietonului. Am înțeles. Vorbeați de bicicliști ca una dintre cauzele producerii de accidente. Eu aș vrea să vorbim un pic despre trotinetiști, pentru că ei merg adesea în trafic, fie vară, fie iarnă. E un mijloc de deplasare, mai ales în orașele mari. Da, e bun pentru că te strecori în trafic, dar există și partea negativă că mulți dintre utilizatori ori sunt minori, ori nu au permis de conducere, chiar dacă sunt majori. Acolo poliția rutieră poate interveni cumva? Poate interveni și intervine punctual. Organizăm acțiuni pentru identificarea acestor situații. De regulă, conducătorii de trotinete, cum a spus, se strecoară printre autovehiculele oprite la semafor, de exemplu. Nu se asigură la schimbarea direcției de deplasare. Sunt situații în care pur și simplu sunt acroșați de ceilalți participanți la trafic cu oglinda, cu portiera când se deschide, inclusiv trec pe culoarea roșie, da, a semaforului, se desfășoară activități în sensul acesta. Într-adevăr, poate fi un mijloc de locomoție mai rapid, dar spunem noi în același timp și nesigur pentru traficul nostru. Am înțeles. Bun. Avem foarte multe accidente rutiere și una dintre cauze, cred eu, cel puțin chiar dacă ea nu apare în statisticile oficiale momentan, este starea drumurilor. Lipsesc foarte multe marcaje rutiere sau sunt deteriorate. Indicatoarele sunt ori ascunse în vegetație, ori la fel lipsesc, sunt deteriorate. Am văzut indicatoare de stop decolorate absolut, adică în afară de forma indicatorului stop nu mai era absolut nimic pe el. La anchete, când se produc accidente rutiere în zonele alea, se ține cont de aceste aspecte? Într-adevăr, partea carosabilă sau elementele de siguranță pe care ar trebui să ni le confere drumul sunt materializate în documentația care se întocmește cu ocazia protocolului unui accident rutier cu victimă. În primele 9 luni vă pot preciza că au fost înregistrate 43 de accidente rutiere care au avut ca și cauză factorul drum sub diferite forme. Partea carosabilă deteriorată, marcajul rutier deteriorat, lipsa elementelor de siguranță, lipsa sau deteriorarea indicatoarelor. 43 de accidente care s-au soldat cu o persoană decedată, 5 persoane rănite grav și 43 de persoane rănite ușor. Cu ocazia cercetării la fața locului, echipa de cercetare surprinde toate elementele din zona producerii accidentului, inclusiv cele legate de factorul drum. De la lipsa marcajelor sau existența marcajelor sunt menționate în procesul verbal de cercetare la fața locului, sunt menționate restricțiile din zona respectivă, dacă avem indicatoare care obligă participanții la o anumită conduită, toate aceste elemente sunt prinse în procesul verbal de cercetare la fața locului, iar în cadrul cercetărilor ulterioare, sub coordonarea unui procuror, se fac verificări și din acest punct de vedere, urmând ca la finalizarea dosarului soluția să cuprindă și această parte legată de factorul drum, dacă a influențat sau nu producerea accidentului. Deci răspunsul nostru este da, se fac verificări în cadrul dosarelor întocmite și cu privire la sistematizarea rutieră. Am înțeles. Am avut săptămânile trecute o discuție cu domnul Cătălin Codescu de la Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație, în care vorbeam exact despre accidentele rutiere și despre anchetele care se fac după. Voiam să vă întreb dacă polițiștii au un termen în care trebuie să obțină de la persoanele implicate într-un accident rutier declarații. Adică dacă nu se poate la fața locului, nu știu, accidentul este grav, victimele trebuie transportate la spital. Într-o stare mai bună sau mai puțin bună, este șocul momentului oricum. Există un termen limită pentru obținerea declarației despre cum s-a produs accidentul rutier, astfel încât ancheta să meargă mai departe? În funcție și de volumul de muncă și de complexitatea evenimentului, se încearcă ca aceste declarații să se obțină cât mai
aproape de eveniment pentru a nu se pierde din detaliile evenimentului. Sunt situații în care ele se au inclusiv imediat după accident, pentru că nu toate persoanele sunt transportate la spital, unele rămân la fața locului, chiar dacă au leziuni minore, rămân la fața locului și pot relata despre eveniment. Sunt situații în care ancheta continuă chiar și la spital, dar de regulă aceste detalii, aceste declarații sunt solicitate și oferite ulterior la sediul poliției în cadrul cercetării penale. Am înțeles. În cazul unui accident rutier fără victime, cu daune materiale, ce facem? Mutăm mașinile sau le ținem pe loc până vine poliția? Dacă este doar un accident rutier soldat, numai cu pagube materiale, autovehiculul poate fi mutat pentru a nu bloca circulația. Dacă suntem implicați într-un accident rutier în care avem cel puțin o victimă, autovehiculele nu trebuie mutate de la fața locului. Am înțeles. Victimă înseamnă inclusiv persoană rănită ușor. Da. Adică dacă este nevoie de intervenția ambulanței, mașinile trebuie să rămână la fața locului. La fața locului până ajunge echipajul de poliție rutieră pentru efectuarea măsurătorilor. Am înțeles. Mai am eu o curiozitate, de fapt. Tot în capitală observ adesea mașini cu girofar, mașini de poliție, mașini de intervenție de la ambulanță sau de la SMURT, care nu au efectiv pe unde să se miște în trafic. Face poliția sau poate are în vedere pentru viitor o campanie de educație rutieră pentru șoferi, astfel încât să conducă în sensul în care un ambuteiaj să creeze totuși un spațiu preventiv trecerii unor astfel de vehicule? Pentru că acum dacă sunt trei benzi, toate mașinile stau evident pe trei benzi, fiecare pe mijlocul benzii lui sau într-o parte sau alta, și o mașină de intervenție nu are pe unde să treagă, dar realist vorbind nici ceilalți șoferi nu au unde să se ducă. Nu au unde să se ducă stânga-dreapta. Exact. Se poate face cumva ca poate măcar între două benzi să rămână spațiu suficient pentru ca o mașină de intervenție să treacă? Pe acest subiect, acum un an, Direcția Rutieră a desfășurat o campanie preventiv-educativă, dar mulată pe banda de urgență pentru autostrăzi. Pentru că nu de puține ori au fost situațiile în care echipajele de intervenție, ambulanță, SMURD, poliție, nu aveau pe unde să ajungă în cazul unui accident rutier, nici pe banda de urgență. Și am desfășurat o campanie preventivă cu această tematică, pentru a lăsa liberă banda de urgență. Într-adevăr, nu am avut o activitate preventivă specifică orașelor, dar am luat în calcul și cu siguranță vom desfășura activități și pe această linie. Practic, ne duce la ideea de a transmite conducătorul auto sau aș căpăta un instinct de a elibera spațiu dintre autovehicule, fiecare ducându-se ușor în spic stânga-dreapta pentru a lăsa loc unei auto speciale de poliție sau de pompieri, dar sunt situații în care, cum spuneați, nu mai au nici unde să se ducă pentru că vine bordura sau sunt mașini parcate sau alt obstacol care nu mai permite decât a merge numai înainte, stânga-dreapta nu. Dar avem în calcul și astfel de activități și campanii. Una dintre situațiile de care vorbesc se întâmplă pe șoseaua Pantelimon, spre exemplu, unde se lucrează la înlocuirea țevilor. Sunt blocate două benzi de circulație, se mai circulă pe una singură din cele trei. Pe partea dreaptă sunt mașini parcate, deci pe acolo oricum n-ar fi putut intra ambulanța. Pe linia de tramvai nu se poate, pentru că linia de tramvai este acoperită de vegetație și nu permite infrastructura să intre. Exact. Deci în cazul în care o ambulanță pleacă de la Spitalul Pantelimon și are nevoie să ajungă înspre ieșirea din oraș, spre orașul Pantelimon, e destul de dificil să se deplaseze repede în condiții de trafic crescute. Pe sensul lor. Da. Mai este posibilitatea, am văzut că se recurge la această variantă, de a se circula pe sens opus, pe anumite tronsoane scurte, cât să poată depăși ambuteiajul respectiv. Am înțeles. Și o ultimă curiozitate personală, agenții de poliție care folosesc girofarul doar pentru a trece prin intersecție sunt sancționabili? Și echipajele de poliție sau și polițiștii care conduc autospeciale se supun normelor rutiere. Pentru a utiliza aceste semnale trebuie să se afle într-o misiune
în cazul producerii accidentelor rutiere, sunt pasibili de a fi sancționați în funcție de împrejurările în care s-a produs acest eveniment. Am înțeles. Bun, în afară de legea Anastasia și campania de prevenție care vine ca urmare a acestei legi și de cea de care ați vorbit mai devreme cu banda de urgență liberă, ce alte campanii de prevenție mai face Poliția Română în perioada asta? În această perioadă, pe latura preventiv educativă, fiind și început de an școlar, ne-am axat mai mult pe activități în zona unităților de învățământ. Am reușit pentru această activitate în unitățile de învățământ, am reușit prin accesarea unui fond european să achiziționăm 45 de laboratoare de educație rutieră ce au fost distribuite structurilor de poliție rutieră pentru astfel de activități. Laboratoarele sunt utilate cu diverse elemente necesare muncii de educație rutieră, pentru că știm totul până la urmă pleacă de la educație sau își are originea în educație, astfel că încercăm prin activitățile noastre să creștem siguranța rutieră. De asemenea, ca o paranteză, la un moment dat am schimbat sistemul și am mers inclusiv la instruirile, la ședințele cu părinții, fără să le spunem că ne vom prezenta, am luat legătura doar cu școala pentru a obține acceptul unității de învățământ. Am mers la ședințele cu părinții, pentru că foarte important în educația rutieră este puterea exemplului personal. Copiii de regulă încearcă să fure, între ghilimele, de la ceea ce văd la părinți, dar nu întotdeauna văd partea pozitivă. Ne și spun copiii că sunt situații în care părinții vorbesc la telefon, nu poartă centura de siguranță, traversează strada printre autovehicule la 5-6 metri de trecerea de pieton, pentru că e mai aproape acolo sau acolo este scoarul fragmentat. Deci încercăm să desfășurăm aceste activități în mediul, în mediul de învățământ. De asemenea, suntem într-un parteneriat cu o asociație, dar și cu Ministerul Educației și Ministerul Transporturilor, într-un parteneriat în cadrul programului România în Siguranță, unde desfășurăm activități atât cu copiii, dar și cu cadrele didactice pe care le formăm, ca ele la rândul lor să desfășoare sau să continue această activitate de educație rutieră în unitățile de învățământ. Sperăm ca rezultatele să le vedem poate peste 5, peste 10 ani, când nu vom mai avea atât de multe accidente rutiere cu implicarea minorilor. Am înțeles. Practic ce ne spuneți dumneavoastră este că copiii de astăzi îi pot educa și pe adulții de astăzi. Așa este. Am înțeles. Domnule Oproiu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și noi vă mulțumim. Am acoperit destul de multe subiecte despre siguranță rutieră. Sperăm ca în viitor să se reducă numărul accidentelor și de ce nu și numărul șoferilor prinși nerespectând reguli, chiar dacă le considerăm minore abaterile. Vă mulțumesc foarte mult, vă mai așteptăm pe la noi.